Ce zice Honda aia, mă, un picuț? Îl cumpără de asta, nu? Da, stai cu asta. E cu hibride, da. Merită? Ai văzut că prețul spune că merită. Și până la urmă, Honda e Honda, da? Uite ce jante are, pe care. Că nu-s de plastic, nu-s capaci. Capacul e numai pe mijloc. Da? Uite, are capace cu plasticul ăla de ștergător ca să încască cu volan pe partea aialaltă, schimbau numai, dădea două capace, asta schimbau ștergătoarele. În exclusivitate, bă. Dacă te uiți la fundul asta și unul te uiți la Peugeot ăla la interior, zici. E diferență? Da. Da. Cum e interiorul ăsta? Bă, da, francez, bine. Da, corect. Corect. Nu se compară. Nu se compară orice ar fi. Nu știu, bă, miticuță, ce mașină să-mi iau, bă. Da, asta mai lipsește. Și vezi 300 de mașini. Uite, uite, eu dacă n-aveam nevoie de mașina mare, uite, de asta mi-aș fi cumpărat miticuță. Decapotabil? Nu neapărat. Da, dacă tot e cu popularie, hai și decapotabil. Da. O, de asta mi-aș fi cumpărat. Mică, frumos, bam, mișto. Hai să mergem Sevica, că nu mai e, bă. Nu mai e. Și băieții noștri. Uite aici. Uite, bă, în casă și. Soldații, tată. La unde se duc, mă? A, uite aici, mă, exact la steagă. Știi până unde se întind? Ia-o, fii atent, până se duc. Asta nu traga ploaie? Ia, vezi că e un trotuar, mă? Da? Vă trebuie niște reptile aici, ca să le dați de mâncare, furnică. Ce? Să vedem ce trebuie să le facem, nu știu. Cine se vede domnul Ungar acum? Da. În database. Agility, agility. E urât. Ce se vede? B2-03308-2973. Da, și mai avem, gata? Mai zic că ăla la două. Da, B2-033-10. Câți kilometri? 3750. Asta
Ce? E gata ăla! M-a depășit tehnologia. Cred că ar trebui să vorbim despre astea electrice deja, adică ca să fim în trend, adică să fim următorul pas. Ceva da. Și ce vorbești la de bobine? Cât, cum s-a bobinat bobina? Câți kilovați, de cât timp se încarcă bateria, cum se încarcă? Softul care îți dă mai mulți kilovați și așa mai departe. Adică sunt foarte multe discuții. Temperatura la baterie. Temperatura la baterie, da. Adică sunt multe chestii de discutat la asta. Upgrade, coolere cu baterie, chestia asta. Posibil pentru cei are o flotă de asta mare să iei cu baterii de la cum era la Simona Electric, la Explorer Electric, țac, țac, ai schimbat și te duci de acolo, iei. Da, da, tot nu e. Dar e peste mână, că du-te, schimbă bateria. Dacă vor avea autonomie mai mare, că a venit ăsta, dacă vor avea autonomie mai mare, lumea și vor avea vreun discount de la stat ca să promoveze puțin să cumperi, va fi ok. Dacă va merge, păi alu ăsta Spring-ul cât merge, mă? Ce autonomie are iarna? 100 km. Ajung, n-ajung la servici, adică. O să-i vezi să reja plește. Adică nu o să... E prea... Prea de tot. E prea mică autonomia. Încă nu e, nu e ceea ce trebuie. Dar acolo va aduce, adică asta se promovează. Deci, la 700 de kilometri, chestii de astea. Sunt, da, unele mașini care au, da. 700 e bine. E bine, adică. Păi, e foarte bine, hai să nu... Exact. Da, ok. Îți zici, bă, stai odată la 700 de kilometri, până la urmă, poți să stai o oră să o încarci, sau în cât timp să încarci. Dacă ajungi undeva la o destinație. Adică, da. Acolo, da, merge, adică e bine. Și 500 e bine. Dacă îți face 200, adică, bă... Adică nu... Trebuie văzut când... și prețul fără subvenție, care când sunt și prețurile mari de achiziție. Da, fără subvenție nu mai cumpără nimeni. Fără nu mai cumpără nimeni, s-a terminat. Pa, pa. Să se dea vreo lege cu motorina, că nu mai e voie în orașele mari, începe. Da, după aia și în orașele mai mici. Ușor, ușor, adică... Dar până atunci nu e... Încă nu e sustenabilă treaba. Prea... Prea puțină autonomie. Dar vrem, nu vrem, acolo vă aducem. Domn Bogdan, îți iei electrică? Adică ești adeptul electricii dacă... Nu scooter, lasă scooterul, mașina. Că de la mașini va începe, nu de la scootere. Când o să existe, de asta va trebui. Scooterile o să fie ultima soluție. Tu nu vezi că ăștia se luptă de a lăsa mașina și... Ce anume? Când nu o să mai existe benzină și asta și n-ai control, asta e, dar până... Bine, atunci vrei, nu vrei o să o faci, nu e... Acolo ești cam obligat. Da, dar când o să ai variat, nu vrei. Dar la scutere nu o să fie așa, pentru că tu nu vezi că deja e în trend promovarea scuterului în loc de mașină în oraș. Până când scuterul nu se va mai fabrica pe benzină, mai avem... Mult până atunci. Și nu poți să-i vinzi de-o pe ăsta care și-a luat acum benzină, ce face? Îi spui peste 2 ani că... Ei, nu vezi, dau legi de astea tampon, nu se mai poate repara... Da, păi legile astea vor fi... Și asta cred că la nivel... Adică... Cred că există o... Un studiu de caz, înțelegi? Bă, arunc-o și na, uite, îți mai dăm și noi
facem un discount și tot așa, adică să meargă și economia de fapt. Dacă nu mai cumpără nimeni... Da. Dar până atunci trebuie să-ți iei motoretă normală, mitică, numai cu electric. Sau să-ți iei electrică, să le spui la aia, încălzirea globală cu asta, cu ghețare, s-au topit urși polari, nu se mai înmulțesc. Să spun pe vreo nenorocire de aia. Miticuță-i cu Aprilia. E cu Aprilia, Miticuță, l-am văzut, e fan. E fan Aprilia, Miticuță. Îmi descriu motocicletă și prima apare electrică. 125 după aia. Electrică copii, crotaș, potrivită, categoria B, A2, Colex, plastic copii, BMW, A1, 125 cc cutia. Asta în funcție de căutări, a? Da. Crotaș, 16 ani. Raba plus, 2600 de euro reducere. Bă, dar ăștia încă mai discută de Rabla. La... Sau e valabil numai la electrice? Mai sunt bugete. Până la urmă, cu legea aia cum a rămas, mă? Ce? Este dată în monitor, nu e, e valabilă, nu e valabilă. Ia zi, mă, să te rămânează, nu vă, totul se vine, nu vă zice Sebica nimic. Sebica e doar cu telefon. Ia zi-ți-o dacă. Cu legea aia cum e dată, nu e dată? S-a dat, pe 24 aprilie s-a dus în monitor pe cel, trebuie să stai vreo 8 zile acum. Și va. De ce? S-a terminat, nu mai e cu țigănie, nu poate să te dea înapoi. Am înțeles. Păi să pun scooter la vânzare. A, păi ca lumea la prețul ăsta. La prețul ăsta, ce mai, a, ce mai vrei? Na, poftim. Și ți-ai și motoretă nouă. Se prinde 120 de km și cu boost 130. Hai, cred că e buton. Deci boost și te lași cu aia. Adică stai așa, înțelegi, la 280, înțelegi? Și uite, Miticuță, să uită la de-astea șmechere, numai de-astea noi, firme de-astea noi, Chong Ling, Bruce Lee, Chan Lee, numai de-astea vrea Miticuță. Asta e viitorul, Miticuță. Asta e viitorul, bă. Asta că nu găsesc. Cred că am salutat filmare cu un care se duce așa și el. A, da? Superman. Nu, că ci că să mai duce încă 5 km. Și pac, acul de la turometru face așa. Zzz. Am mai putut un pic.